că m-a întrebat pe mine, noroc că nu m-a întrebat cineva vreodată dacă Radu Pietreanu e însurat, aș fi spus cu siguranță nu, pentru că e tipul ăla poetic de burlac. Da, și da, ăla da, pe da, care da, nu-l da, legi da, cu nimic, da, n-ai da, cum da, să... Da, da. Deși realitatea este cu totul alta. Pare să că Mihaela, soția lui, a găsit secretul, că până la urmă orice naș își are nașul. Așa. Mihaela și Radu luam eu la cum arată, să știi? Ce se fac? Nu o să te pup pentru că astăzi te mă simt un pic dar un pic te simți înconjurată de pupicurile noastre. Da, așa. Da. Ce frumos. Vă invităm aici, sărbuna. Să ne așezăm și să vedem de ce Dumnezeu n-am știut eu n-am știut, care trebuie să le știu pe toate, faptul că ești atât de îndrăgostit de această femeie. Dar n-am știut eu. Aia e. Am văzut titlul acolo, 7 ani de iubire ținută la secret. De unde era să știu că durează 7 ani? Eu cum mă îndrăgostesc, gata, știrile, ziarele, m-am îndrăgostit a doua zi, plecați bă înapoi acasă, bă. De unde să știu eu că durează 7 ani? Care au trecut foarte repede, bag de seamă. Pentru voi. Ce ați făcut voi în ultimii 7 ani? Pentru mine și pentru ei au trecut magnific. Pentru voi repede. Mihaela, cum v-ați cunoscut? La Iași. Da. Am fost la un show de-al lui Radu și... Ești tot la muncă, Radu, cum îl știu, da. Măi, e bună munca, las-o așa, da. Eu până acum n-am văzut beneficiile astea ascunse. Nici eu nu prea, că le cunoșteam de obicei după show. Pe am cunoscut-o în timpul show-ului și... De-aia am rămas împreună. Exact, pentru că a fost inside, my work, my mind, my heart. Cum ai cunoscut-o în timpul show-ului? A venit pe scenă? Râdea în sală și era așa ca un pepene din care lipsa o felie. Un râs de la jur împrejurul capului. Păi da, la glumele tale au râs milioane de femei. Da. Păi una e să râzi ha-ha-ha și alta să zâmbești continuu. Așa zic, băi, femeia asta are în ea ceva bun, ceva cald, ceva frumos, un zâmbet. Că așa un râs, urmează și o palmă după un râs scurt, ha-ha-ha. Dar zic, uite cum râde constant, foarte mișto, mi-a plăcut. Deci la ea și acum 7 ani s-a întâmplat? Și după cât timp te-a cerut? După un an de zile. S-a gândit. Da, a zis că tot mai lălăim așa. Eu eram la ea și el la București. Și cum vă vedeați? Făceați naveta? Da. El era mai tot timpul cu spectacole în zona Moldovei. Dacă nu era el, veneam eu la unde era, oriunde era. Chiar am fost mai peste tot în țară, datorită lui. Și pentru tine a fost-o la prima vedere, dragostea? Eu îi spuneam domnul Radu. A început. Aoleu. Toate fetele îmi spun nenea. Au, cum trece vremea. Și acum câteodată mă zice, domnul Radu, duc gunoiul. Deci respectul s-a păstrat. Da, fără de aia. Frumos, foarte. Gunoiul trece, respectul rămâne. Deci ați făcut naveta o perioadă, spuneai, și momentul în care ați hotărât să vă mutați împreună de tot... Da, el m-a așteptat cu un inel. Eu ca mamă, dacă ar veni fii mea, să-mi spune că vrea să se mărite cu unul de talia lui Radu, aș începe să măcăn. Măi, mam, ăsta e celebru. Ăsta nu-i serios. Ăsta te lasă, să vii tot la mine să plângi pe burtă. Tu liniștită că a primit la sfaturi de genul ăsta. Tu crezi că stă ăla cu tine, bagabon, din spectacol, spectacol din oraș în oraș, noaptează noaptea acolo și tu crezi că... Și uite, a reușit să le dea peste ochi tuturor prietenelor sau prietenilor care... Dar mama nu, mama niciodată. Mama m-a încurajat, orice aș fi gândit eu, ea m-a încurajat. Și chiar râdem foarte des, cum a venit mama și ne-a spus că vezi că să nu superi, că e cam nebună. Nu cred. Dar nu se țină cu tine. A fost încă un pas spre relație definitivă. Băi, dacă era sănătoasă, nu stătea cu mine. Corect. Unde este? Am reușit să-i fac cea mai frumoasă declarație de dragoste. Vreau să mă despar de ea, dar nu găsesc niciun motiv. Oh, vai. Ce bună e. Mamă, nu găsesc niciun motiv. Asta, da. Așa e, dacă vrei să dai definiția femeii perfecte, te apuci și spui calcă, gătește, spală, e cu minte, nu știu.
am reușit să bifez cu verde la toate și zic, băi, nene, ce mai îmi trebuie la vârsta asta? Eu aș fi crezut că tu vei bifa cu verde, nu la spală calcă gătește. Normal că nu. Și la simțul umorului. Ia bifa cu verde la ălea. Așa. Cât de mult contează faptul că puteți să râdem împreună? Foarte mult, chiar. Orice relație. Da, da, da. Și ne completăm. Efectiv, și el îmi spune că eu sunt singura persoană care îl face să râd. Deci... Ce face el și nu faci tu? E tehnic și tu nu? Eu nu mă bag în treburile bărbătești. Cum ar fi gătitul, spălatul. Dacă ne observi, eu sunt unde se cumpără mâncare, ea e la bricostor și la asta, să fie totul perfect, curte, flori, iarbă. Tu ești grădinarul casei? Da, îmi place foarte mult și faptul că ne-am mutat la Azuga e o împlinire ce nu puteam gândi, măcar că poate exista așa ceva. Comuniunea asta cu natura e ceva ce nu-ți poți dori mai mult de atât. Nu vă e complicat de fiecare dată când sunteți chemați la o emisiune de televiziune să faceți naveta de la Azuga până aici? În primul rând, de la Azuga până în București, fac din București până în București. Da, da. Și în al doilea rând, e a doua emisiune și ultima la care venim împreună. De ce? Pentru că avem niște datorii morale, una față de Cristi Brancu și am fost săptămâna trecută sau cu două săptămâni, și una față de tine, pentru că m-ai chemat la emisiune când aveam mai multe nevoie să-mi promovez grupul de umor cu care am atunci, mă rog, proiectul respectiv. Doar doi oameni din toate televiziunile au făcut lucrul ăsta. Cristi Brancu, când eram cu Vacanța Muzicală, și tu când eram cu grupul CNP. Lucrurile astea ne cam leagă și ai dreptate. Sunt într-un fel. Voi ați trecut împreună și prin momente mai puțin menite să vă facă să zâmbiți și a trebuit să renunțați la casa din București pentru sănătatea lui Radu. Ai fost pus în situația de a alege, băi, ce Dumnezeu fac, mă tratez sau vând casa sau pur și simplu ai luat decizia așa? Pe cum să te să alegi? Să fiu un mort bogat? Sau un om viu care stă la munte în aer curat? Cum să alege așa ceva? N-am stat nicio clipă pe gânduri. Nici nu vreau să iau nimic din casa din București, să plec cu mâinile în buzunar. Acolo unde mă trimite Dumnezeu, acolo e bine, e cald, e frumos, am de toate. Nu-mi trebuie niciun obiect. Obiectele nu le țin pe loc. Și Mihaela, cum ai reacționat în momentul în care Radu a zis, hai, mergem la Azuga? M-am bucurat enorm, enorm de mult. Mie îmi plăcea zona, casa o aveam mai de mult și da, m-am bucurat. Boala lui n-a fost decât o lecție și a ajutat foarte mult la creșterea noastră. Asta e scopul meu în viață, să investesc cât mai mult în mine și să cresc. Odată ce mi-am propus asta, Dumnezeu mi-a dat. Acum, na, că a fost greu, a fost, dar nu regretăm nimic, absolut nimic. Din contra, mulțumim pentru tot greul pe care l-am avut, pentru că ne-a făcut să fim cei care suntem astăzi. Mult mai legați, mult mai conștienți de viață, de ce înseamnă viața, de prieteni, de ce înseamnă să ai prieteni. Și nu. S-a dat la o parte în momentul în care v-a fost greu? Nu. Din contra, nu știam că avem atâția prieteni. Ai simțit același lucru, Radu? Eu eram ăla urâciosul, mi-am dat seama. Veneau prietenii pe la mine și când mă vedeau cum eram slăbit de bolă, nu știu ce, începeau să plâng. Dar de ce plâng? Până acum de ce n-ai trecut pe lume? Am trecut, dar n-ai știut tu. Și conștientizam cât de mulți oameni m-au iubit fără ca eu să-mi dau seama și să le dau înapoi iubirea mea. Dar de ce nu știai? Poate că eram prea preocupat de tâmpenile din capul meu, de alergat după spectacole. Aveam 25 de spectacole pe lună, 5 zile pauze. Intrasem într-un carusel pe care nu-l puteam controla. O depresie care m-a mâncat pe dinăuntru fără să-mi dau seama de ea. Și boala a fost o lecție. Atunci mi-am dat seama cum mi-am neglijat familia, cum mi-am neglijat prietenii, cum am neglijat pe mine și pentru ce. Și când mi-am luat lecția aia, am învățat-o atât de bine încât acum sunt fericit și dacă n-am niciun spectacol. Pentru că sunt viu și suntem împreună și stăm undeva într-un colț de rai acolo la munte. E adevărat că ești foarte schimbat față de Radu pe care îl știu eu de acum. Eram încrâncenat, dacă ții minte, da. Să fie bine și cu audiențele, munceam, filmam până la două noapte, da. Și aici, și la Canal D, să fie, să vină banii!
ce vorbești? E așa păcăleală cu banii ăștia? Și acum poate și pentru faptul că ți-ai dat seama că banii nu sunt chiar atât de importanți, cu toate că au fost pentru sănătate, dar nu și pentru alte lucruri. Da. Tu te-ai gândit că atunci când ai stat ani de zile doar cu camerele de filmat, nu te simți atât de bine cum te simți când ai reacția publicului? Da, pentru că cum de la public mă încarc. Și acum, de la public mă încarc. Să da. Fac spectacole. De la aplauze, de la râs, eu mă încarc ca baterie. Cât am stat 10 ani în televiziune, 11 ani, m-am descărcat ca o baterie în fața 4-5 cameramani care stăteau serios să iasă imaginea bună și eu dădeam cea mai bună. Și nu râdea fără nimeni. Feedback. Fără pentru feedback. Pentru că râsul era pe... Exact. Exact. Și te descarci când vezi că dai tot și nu primești feedback instantaneu. Da. Ei, da. Când am început să iau chitara în mână, să mă duc prin Cârciu cu vacanța muzicală, băteau cu halbele în masă, pac, pac, toată energia pozitivă, frumoasă, intra în mine și întineram, înfloream. Numai că am vrut și mai mult, și mai mult, și mai mult. Și mi-am dat seama că noi dăm destinația banilor pe care îi facem, incredibil, dar așa e. Cum? Mă întrebau prietenii, bă, dar ce alergi atâta, prin ce faci cu atâția bani? Eu știu, poate mă îmbolnăvi vreodată, să am de medicamente. Lasă-mă în pace, așa, așa ziceam. Dacă spuneam, eu știu să mă duc prin excursii, prin Grecia, prin Turcia, aia așa se întâmpla. Uite, asta e o lecție pe care o primesc de la tine cu toată dragostea, pentru că îmi dau seama că nu m-am gândit niciodată așa. Și tu ai avut un moment de cumpăr în da. Viață și tu cu mama ta și Doamne ajută că a scăpat, toți am trecut prin niște momente și atunci te gândești, cum m-ai întrebat la început, dacă m-am bucurat că am vândut casa ca să refac sănătatea. Eu cred că Dumnezeu ne dă exact atât cât să ne refacem, să putem trăi mai departe. Că îți dă mult, îți ia pe de altă parte. După aia ai dat tot multul ăla ca să ai puținul de a merge mai departe. Privind retrospectiv, ai senzația că atunci când ofereai prea mult din tine, greșeai sau n-aveai încotro? Greșeam față de mine. Pentru că trebuia să fiu mai moderat, să-mi dăruiesc și mie din viața mea, nu numai altora. Eu dădeam totul altora și mie prea puțin. Tu ai suferit, Mihaela, din cauza faptului că toată dragostea și energia lui Radu mergea către publicul lui? Da, mulți ani. Primii ani, efectiv, eram o umbră. Încercam să-i arăt că viața e frumoasă. Probabil nimic nu e întâmplător. Dumnezeu m-a trimis acolo, eu așa cred. El zice că mama lui m-a trimis. Care a murit și spiritul i-a trimis. Și eu cred. Da. Spuneai că ai suferit foarte tare pentru că nu ți-a acordat și ție din ce era al tău, bucățica ta. Da. Cum ai obținut-o? Nu am putut. El este un om foarte hotărât pe ceea ce vrea. Nu-l poate nimeni schimba în niciun fel. Până la urmă, din păcate, m-a ales calea cea grea. Dumnezeu i-a dat lecția supremă. I-ai spus vreodată, măi omule, trăgând așa de tine... Da, de nenumărate ori. Nu-l putea nimeni scoate din muncă, din muncă și din muncă. Și... De asta mă bucur foarte mult și cu atât mai mult mă bucur de ceea ce am acum și pentru că la început... atunci. Da. Puteai? Nu. Ar fi putut, n-avea nicio obligație. Mori, dă-te încolo. Își ia bagajul și pleacă. N-a lăsat-o ceva, sufletul său. Așa a fost să fie. N-avea nicio obligație față de mine. N-a lăsat-o sufletul ei sau sufletul tău? N-am înțeles. N-a lăsat-o sufletul ei sau sufletul tău? Al meu m-a lăsat și pe mine. Am plecat pe lumea altă, un minut. M-am întors, trecusele 3 săptămâni. Eram un cadavru întins pe o canapea și am zis, vreau scandal, nu vreau liniștea aia de sus și pacea, fără prieteni, fără amintiri, fără perspective. Vreau scandal, vreau agitație, vreau prieteni, vreau lume în jurul meu. Și așa am făcut. Am luat cadavrul ăla de 60 de kg, cât mai rămăsese din el și hai, cât un pas, câte doi, tratament, nu știu ce și... Nimeni nu s-a așteptat să-mi revin. Am primit verdicte, doamnă, pregătiți-vă. Deja rochia de atunci o are. Mihai, iartă-mă, te-am întrebat. Nu, am vrut să-l întreb cât de mult a însemnat faptul că ea a fost lângă tine sau tot. Dacă ea nu era lângă tine, crezi că acum erai cum ești? Cum ești în momentul ăsta? În niciun caz. Cred că e singurul om care putea să fie lângă mine și să mă facă să-mi revin. Indiferent singur. Câți alți prieteni aveai? Indiferent, nu suportam pe nimeni. Respingeam orice colaborare cu oricine. Și cu ea, numai că ea a insistat. Prietenii mei au respectat dorința, au zis, bine mă, nu vrei, nu te ajutăm. Dar ea, împotriva dorinței mele, stă, ba te ajut, ba faci tratament, ba cu tare, ba cu tare. Ai avut momente de îndoială, Mihaela? Nu, niciun moment, cu toate că mi s-au spus multe, dar nimic, absolut nimic. Ai știut? Am știut că totul va fi bine, da, am știut.
din tot sufletul. Am crezut, nu m-am îndoit niciodată. Da, a fost o forță și am avut nenumărate dovezi, o forță mult mai mare decât noi, decât ne putem închipui. Se poate doar simți într-un anumit moment, da. Și probabil dumneavoastră știți asta. Da. Din nefericire pentru... Da. Și e cel mai important că n-ai stat să asculți sfaturi de la unul de la altul și uite așa, ți-a ajuns la sfatul popular. Dacă ascultam sfaturi de la unul de la altul, băi, nu mai umbla cu ăla, că e mai bătrân decât tine, zicea Neica cu o gentuță mână și o pălărie în cap, ducându-se spre casă. Până acasă uita. Dar noi ne despărțam, că așa a zis Neica ăla. Nu trebuie să iei după gura lumii niciodată. Ai ascultat? Pentru că uită. E adevărat, dar ai primit și sfaturi bune în viața ta, de încolo. Așa, dacă ne luăm după logica asta, niciun sfat nu poate fi primit că ăla uită. Păi așa, am primit sfaturi bune până am învățat să dau eu sfaturi, pentru că nu mai aveam de unde să primesc. Toate sfaturile pe care le primeam, eu deja le trăisem. Și am început să dau eu sfaturi și asta fac și prin spectacolele mele. Da. Mai mult decât umor, le dau sfaturi de viață, de cum să trăiască, pentru că am trecut prin acel moment în care te desparți pur și simplu de viață. Cum primește publicul tău această atitudine, acest nou Radu? Cum îl vede? Îl plasez ascuns. Ei se bucură atât de mult încât ar vrea să mă mai vadă și încă o dată și încă o dată, pentru că nu le dar prin glumele mele strecor niște sfaturi care le intră în suflet și mă sună, eu știu, după o săptămână, bă, ce ai vrut să zici cu chestia aia, că mi s-a întâmplat. Da. Wow. N-aș fi crezut, pentru că noi ne știm de atâția ani, îl știu pe Radu în ipostazele lui clasice și în momentul ăsta văd un om profund, un om relaxat, un om detașat de lucrurile pământești, cumva. Și care dă sfaturi și care are în continuare același umor pe care îl știm și care... cel mai important, un om fericit. Da. Da, da, da. Pentru că mi-am dat să... Unde-i suflet? Cine ești tu, de fapt? Arătați amândoi spre voi cu degetul. Cine sunteți? Arată și tu. Da. Așa și arată și tu. Ați arătat cumva aici? Aici? Nu. La buzunar? Înăuntru, acolo ești tu. Sufletul ești tu, acolo. Restul, ce în jurul sufletul, sunt perifericele. Tu ești acolo conducătorul de escavator. Asta e mâna cu care excavatorul ia și bagă în gură ca să hrănească stativul sufletului. Când s-a stricat excavatorul, ce face sufletul? S-a dus și altul. Corect. Și la mine era cât pe ce să și altul. Dar nu, sufletul ăsta, ia mă să mai repare excavatorul cu perifericile lui, cu mânuțe, cu picioruțe. Și atunci am grijă de sufletul ăsta, că el a vrut același excavator. Vă mulțumim tare mult amândurora, tare multe lucruri am înțeles. Iar celor care, slavă cerului, n-au trecut printr-o cumpănă, așa cum s-a întâmplat lui Radu, le dorim din suflet să nici nu treacă, dar să-l asculte pe el. Pentru că, până la urmă, putem foarte bine să învățăm de la altul care a trecut prin nenorocire, nu neapărat să trecem și noi prin asta. Mulțumim frumos și vă așteptăm. Și chiar dacă ați zis că nu mai veniți, noi încă sperăm că poate cine știe avem un pic de noroc. Doamne ajută! Vă pupăm!